Așa. Deși, la urmă, dacă îngăduiți dumneavoastră, voi citi care, ce credea Eminescu despre Biserica Ortodoxă, Biserica Răsăritană. Îl rugam în continuare pe scriitorul și dragul nostru, domnul Mihai Preperiță, cer iertare că ar trebui să facem o seară specială dedicată domnului Mihai Preperiță, care are vreo 89 de cărți scrise. Deocamdată. Dar are și trei cărți, așa cum spuneam, despre Mihai Eminescu, scriitor basarabean, bucovinean și rus în același timp. De aceea am și început cu Grigore Vieru, nu numai pentru așa, dar cred că Grigore Vieru a fost cel mai apropiat așa ca sută de... Am fost colegi. Da. Deci vă rugăm. Nu știu cum să încep să trec acolo. Da, trebuie să faci. Dacă se aude în spate, e bine. Probabil eu sunt cel mai fericit dintre domniile voastre, fiindcă mi-a fost dat să mă nasc peste câteva dealuri dincolo de Ipoteștii, de Botășanii lui Eminescu. Aceasta a fost prima povară care mi s-a pus în spate, încă din mic copil. Probabil că sunt cel mai nefericit dintre domniile voastre, fiindcă și astăzi acele plaiuri pe unde s-a format cu adevărat Eminescu, copilul Mihai Eminovici, de la vârsta de 8 ani, la Cernăuț, în împrejurimile. Da, și probabil și fără microfon se poate să vorbim. Am o voce pusă la punct, 10 ani în teatru, dar bine, e o oră târzie și ca să fim mai aproape de microfon. Acolo, la Cernăuț, de la vârsta de 8 ani, Eminescu s-a format în acea magmă românească pe care noi, puțini dintre noi cei de față și puțini din țară, cunosc cu adevărat sau au trăit sau au suferit acele plaiuri, acel pământ, acei codri ai Cosminului, acea dumbravă roșie și toate nedreptățile care ni s-au făcut. O parte din neamul nostru, din națiunea noastră, deci teritoriile ocupate până astăzi, atât voi purta încă 100 de ani doliu pentru neîntregirea neamului nostru și a României. Și cred că am fost condamnat ca să scriu despre Eminescu acolo la Cernăuț. De la vârsta de 8 ani, când a apărut pentru prima dată în 1858, și până la plecarea la Viena, pe parcursul a 12 ani. Acea carte s-a lucrat, am trăit-o, o am prima ediție cu litere criminale rusești, litere nu poartă nicio vină, dar noi eram condamnați și prin alfabetul slav, tânguiosul glas de clopot. Desigur că aici mulțumesc doamne care ne-a ținut așa un discurs disertațional, deci eu am făcut doctoratul la Moscova, desigur în limba rusă și la istoria teatrului, unde am reușit chiar și Eminescu dramaturgul să ating puțin, dar am un capitol special. Însă noi acolo eram, eu am făcut școala de tip liceu la Cernăuț, noi eram pedepsiți fără de vină. Deci nu înțelegeam de copii de la naștere, dincolo de graniță, la noi granița e pe uscat, de la orașul Siret dincolo, e primul sat românesc, venind din părinți bunici deportați, puțini întorși la vatră, trebuia să mă nasc cam într-un an cu Mihai Cimpoi, colegul meu, în 42, ei, printr-o întâmplare fericită, m-am născut în 47, fiindcă viitoarea mea mamă a evadat din Siberia și în felul ăsta, peste un an, la Cernăuț, schimbându-și actele, făcând deci, operațiuni inimaginabile, m-am născut. Dar m-am născut de acum cu povara aceasta. Nu știam, eram inconștient. De ce?
voi căuta urmele lui Eminescu prin Cernăuț, unde nu ne se permitea nici să vorbim în limba română. Nu să întrebăm de Eminescu. Nu cred că există în România, că astăzi tot avem mai mulți deținuți decât, din păcate, nu deținuți politici, dar bandiți originari, ca să spunem așa, din România, și originali, și originari. Nu cred că există vreun deținut. Eu am avut întâlniri și cu deținuți, de exemplu, de două ori la Găiești, în fața câte 800 de deținuți. Toți aveau o vină. Și când le-a spus, voi sunteți închiși aici. Aveți fiecare un termen de condamnare. Și aveți o vină. Vă imaginați că scriitorul Mihai Prepeliță și familia, trei generații, au fost închiși, condamnați, deportați, uciși, fără de nicio vină. Toți au spus, nu se poate. Și atunci te-am povestit calvarul vieții mele. E, iată, Eminescu, într-un fel, condamnat și el la Cernăuț. Condamnat prin tăcere, condamnat prin ură deschisă pe tot parcursul. Eu, în 62, ajungând la Cernăuț, încheiasem 8 ani de școală în satul natal pe graniță, satul Bătrânești, și chiar în toamna lui 62, la nici 15 ani, că aici vreau să vă spun detalii care, na, o să vă provoace și zâmbetul, dar și o durere. Căutând, am evadat cu un prieten, cu un consătean, Eugen Latea, cum cine a cunoscut la Moscova, și el, și el din deportați, am evadat de la internat, de la Cămin, n-aveam dreptul să mergem fără însoțitor, că eram în suburbia Roșa, cam unde s-a format Eminescu, nu departe de casa lui Arumpunu. Și căutam în centrul Cernăuțelor urmele lui Eminescu. Am fost observați, vorbeam prost rusește, deci eram fii de români, și ne-au arestat după toate legile sovietice, cu cătușul la mâini, cu ne-au luat curelușa de la pantaloni și trebuia să ne țin cu o mână, deci cu cătușe, să ne ținem și pantaloni ca să nu ne dăm de rușine, escortați la secția de miliție, interogați, dați afară din internat, din școală, căruțași în sat. Asta era. Ne-a salvat un avocat ovreu, care, din fericire, locuia deasupra unchiului meu, Gheorghe Prepeliță, ai noștri române, erau condamnați la Cernuț numai în subsol, în subsoluri, în pământ, sub pământ. Așa era oficial. Și ceilalți deasupra. Ei, iată că am găsit înțelegere și nu m-au eliminat din școală, eram cam și eminent, dar nu asta e. M-a stârnit acel prim arest, de care m-am bucurat, cu adevărat, vă recunosc și întotdeauna o să recunosc, sunt unicul care, deci, m-am bucurat pentru primul arest și am început să lucrez la această carte. Tânguiosul glas de clopot. Eminescu, de la vârsta de 8 ani, de la prima apariție la Cernăuț. Într-un fel eram și noi strâmturați. Eminescu a făcut școală germană și aici vă dau o replică sau un adevăr. Dacă nu ar fi fost bolnav de limba română, dacă nu ar fi studiat în profunzime folclorul, tradițiile, dacă nu ar fi călătorit, nu pe bani puțin, cum am spune noi astăzi, din căruță în căruță, cu turme de oi, pe jos cu un toiac, amenințat de frig și de toate, dacă nu ar fi traversat în lung și în lat întreaga Românie și teritoriile care în cadrul Imperiului Austroiac, atunci la Cernăuț, trecea granița, cordonul la Micăileni, între Suceava și Cernăuț, sau între Botoșani și Cernăuț. Că am înțeles din mic copil, de la vârsta de 8 ani, cu asta și începe cartea mea, Tânguiosul glas de clopot, cum trece dintr-o țară în alta. Deci vă dați seama cum s-a format sufletul, talentul, copilului încă la vârsta de 8 ani. E adevărat, prima dragoste a fost o mare durere, dar cea mai mare durere și trezirea acelui subconștient, poetic, universal, filozofic, cum doriți, istoric,
în Eminescu s-a format la Cernăuț. Și prima durere mare, moartea în ianuarie tăman lui Aron Cumnu și distenuirile. Eu sunt în primul rând poet, prozator, dramaturg, dar mi-am imaginat scene de despărțire. De exemplu, nu vreau să cu altă ocazie să citesc scene zguduitoare. Despărțirea în, cu gură de moarte Aron Cumnu cu Eminescu. Cum i-a transmis din durere în durere. Era bolnav de cancer. Și l-a înhățat de mână și ia de singur, în mod simbolic așa, cancerul de care s-a stins înainte de vreme, Aron Cumnu, transilvaneanul, care l-a dirijat, l-a format în spațiul limbii române, fiindcă Ober Gymnasium la Cernăuț era de limbă germană. Toate orele, în afară de o singură oră, un singur curs pe săptămână era doar în limba română. Și Aron Cumnu a trecut prin moarte, ca să ajungă la Cernăuț, s-a salvat, familia Hrumzoache l-a salvat și a devenit prin concurs, prin mari greutăți, deci profesor de limba română. Eminescu, vă asigur, am mai vorbit despre asta, am și scris, dar n-am fost înțeles, ar fi devenit un mare poet de limbă germană. Ar fi fost de nivelul Goethe. Desigur, dacă ar fi trăit chiar și la 33 de ani, ar fi ajuns un foarte mare poet de limbă germană. Iată că aici este marea taină. Aici este Eminescu cel al nostru, adevărat. Nu doar național, el este internațional, este universal. Dar aici, adevărat, până la Eminescu este limba română și de la Eminescu este adevărata limba română. Adică de aici începe cum și la ruși, Pușkin este fondatorul limbii moderne ruse. Deși rușii mai au și o altă etapă, Antioch Cantimir este fondatorul literaturii ruse. Deci tot de-ai noștri. Ce s-a întâmplat și ce i s-a întâmplat lui Eminescu la Cernăuț, în împrejurimile Cernăuțelor, în Valea Prutului, pe Valea Siretului, în Codrii Cosminului, la Dumbrava Roșie, la Horecea, la Storojineț, apoi în drum spre Putna, la Crasna, unde și acum este o casă unde s-a dovedit că s-a oprit și este un mic muzeu. Toate aceste date nu au fost nu valorificate. Vineau români la Moscova. Eu, din 77, am fost expulzat din Basarabia pentru o activitate. Și ca pictor, și în teatru am lucrat, am românizat repertoriul, ca să spunem așa, introducând și dramaturgie română și traducere. Chiar pentru traducerea revizorului de Gogol, de către Sica Alexandrescu, noi am fost condamnați la Chișinău, teatru, prin ceva, acum Teatrul Național Eminescu. Eu eram secretar literar. Noi trăiam din condamnări și ne miram că încă mai rezistam. Unii au făcut închisoare, unii au dispărut din viață, deci s-au alcoolizat sau pur și simplu s-au sinucis. Probabil că am avut câțiva, un Grigore Vieru, un Mihai Cimboi, un Ion Ungureanu, un Ion Puiu, un diplomat ca Alexandru Șoltoianu, un mare patriot ca Valeriu Graur, și alții care probabil am fost ocrotiți de Bunul Dumnezeu, de Maica Domnului, și am fost puși pur și simplu, înainte se spunea, la ruși, puși în cătușă și trimiși până în Siberia, pe etape, din etapă în etapă. Iată, etapele noastre s-au dovedit a fi nu de distanță, dar de timp. La această carte, din 62 până în 82, în mare taină, pe ascuns, pe genunchi, am căutat să mă documentez, fiindcă lucrarea este evocare documentară. Eminescu Bucovina, deci asta e. Însă, nu am avut, nu, nici în vis, măcar o vizită de documentare sau de a cunoaște documente sau cărți din țară. Am scris acest volum, 200 de pagini, de fapt, fără anexe,
fără să am acces la nici o bibliotecă, la nici un document, la nici un studiu din țară. Asta a fost o parte. Mai departe, deși în 82 am încheiat manuscrisul, abia în 89 mi-a apărut cartea cu mari greutăți, scolătorului Cimpoi și altora, erau redactor, și tot cu litere rusești. Dar cu 89. Când din februarie 89, prima revistă, din păcate astăzi nu mai este, am fost după aceea redactor cu Leonid Alare, Dumnezeu s-o ierte, în 89 a fost tipărită această carte. Mulțumirea mea că s-a dat un tirar de 40.000. Există peste tot, dar cu litere rusești. Nu o să vă spun mai mult despre el. Noi, desigur că prin fanatismul nostru și prin dacă Grigore Vel, Dumnezeu să-l ierte, cu 12 ani mai în vârstă ca mine, el visa să treacă doar Prutul, el născându-se pe malul stânga Prutului. Dar eu nu că visam, pentru mine, eu eram altfel gândit, plămădit, născut. Eu am trecut clandestin granița din Goace, desigur, m-au prins. La fel cum și Emil Loteanu, despre care am scris o monografie, acum pregătesc ediția a treia. Noi eram, cum să spun, niște băieți care, niște flăcăi, eram tineri de tot, sau pe parcurs am crescut, și nu eram ascultători. Noi am fost închiși. Eu n-am plecat la armata sovietică, prima închisoare psihiatrică. N-am plecat din Chișinău când m-au alungat din teatru și când am făcut scandal cu pictura și am ajuns și la Moscova. La Moscova expus, la Chișinău exclus. Expulzat. Și totuși noi am reușit. Din Eminescu. Eminescu dramaturg. Eu având 10 ani de activitate în teatru, angajat în teatru actual, Teatrul Mihai Eminescu și Teatrul Vasile Alexandrii, Teatrul Național de la Bărți. Noi, pe cât ne condamnau și pe cât ne asupreau și ne închideau și ne otrăveau și ne puneau, eu am fost pus la șocuri. Doamne ferește, ce se întâmpla în închisoarele psihiatrice. M-au salvat tot oameni de treabă, psihiatri din Israel. Au intervenit și m-au scos după al șaselea ciclu de șocuri prin insulină. Când am scris o piesă acolo, care a circulat în samizdat, piesa scrisă în rusești, apropo de rus, deci prietenul nostru din Chile este fericit că a însușit limba rusă, limba română destul de bine. Noi am însușit limba rusă, nu din plăcere pentru limba rusă, dar prin condamnare. Noi nu aveam dreptul să deschidem gura, să vorbim, să scriem limba română. Și atunci, orice caz, eu și câțiva dintre noi, i-am afurisit pe ruși și am zis, noi o să învățăm limba rusă prin care ne condamnați și o să scriem mai bine decât voi. Și au zis, da. I-au turnat 250 grame de vodcă, cum a ajuns la Moscova în 7 noiembrie 1977. Și au zis, bea cu noi, scrie cu noi și dacă ai scrie mai bine în rusești decât noi, te acceptăm. M-au primit și Uniunea Scriitorilor de Uniunea Sovietică. Am scris și despre Eminescu în rusești. Fragmente sau eu sunt bilingv, dar nu mă autotraduc. Noi am reușit în 90 să prezentăm la Moscova, în centrul Moscovei, eu vă vreau așa câteva doar date care acum, că azi abia dimineața am fost anunțat că va avea loc această conferință. E scena centrului Uniunal de Cinematografie din centrul Moscovei, o sală de 2000 de locuri. Noi am reușit să o umplem pe jumătate, deci ca paharul celor jumătate plin, jumătate gol. Am deschis turneul aprilie 1990, când aici fervea totuși la Șumeu și la Cernuț, spectacolul Decebal de Eminescu, redacție scenică de Mihai Prepeliț, actor din Basarabia. Se mirau moscovițe, că eu, având de acolo activitate destul de largă acolo, i-am invitat și nu le-am oferit traducerea la căști, sincron. Era așa un motiv, că ni s-au cerut o sumă atât de mare, Teatrul Ion Creangă din Chișinău, care montase spectacolul și eu am zis, nu le dăm traducere, să se bucure de rostirea în limba română, Eminescu, în redacția Mihai Prepeliț. Eu, desigur, că am citit acum o carte aparte, la biserică,
am un raft întreg, nu știu dacă este, cum intrați cu ușă în dreapta, voi completa acel raft, aici am găsit numai una, pasarea pe 200 în raft, și noi am apărut cu decebal la Moscova, în limba română. Eu, Andruță, marele nostru scriitor și cam anti-român, ca să spunem așa, trebuia să deschidă turneul și a refuzat când a primit telefon, zice, cine sunt actorii, regizorii, scenografii, cine le-a permis la Moscova? Eminescu, în limba română, cu Decebal. Ei știind, erau experți, știind că Eminescu, ca dramaturg, nu fusese montat, deci nu... asta e o încercare. Dar încă în 1983, la teatru, pe atunci nu era național, teatru moldovinesc, Vasile Alexandri de la Bălți, prin mari sforțări, eu aveam de cu cartea, manuscrisul, o editură, se reținea, s-a montat spectacolul Călin Zburătorul, după Călin Fire din poveste, unde sunt cam 8 pagini. Eu am compus, poet fiind, poem dramatic, Călin Zburătorul, 80 de pagini, spectacolul s-a jucat pe parcursul a 16 stagiuni. Punct cu dramaturgia, ca să zicem așa, punct, dar și virgulă. Tot la teatru, puțin o să informez că nu o să am altă ocazie. Tot la teatru Ion Creangă de la Chișinău, în 89, când a fost montat Decebal, s-a montat și Cezara, dramatic Cezara, și după moartea Cezare le-am pus împreună, am găsit logica unde, și s-a montat un spectacol de care unii până acum își amintesc, când până la urmă l-au interzis, era cam erotic, spunem așa, ăsta a fost motivul. Cam erotic, adică actrița principală se cam dezbrăca și mulți se rupeau scaunele și vreau să o vadă mai de aproape. E bine, ca să puțin să nu le mai dezinim așa. Desigur că noi, cei câțiva, din păcate, majoritatea au decedat între timp, am încercat să propunem, să-l apărăm, chiar să insistăm prin Eminescu să ne apărăm cauza noastră, chiar cauza reîntregirii. Suntem până astăzi, un mic grup a mai rămas în viață din uniuniști, declarați de nenorocitul, de așa zis președinte, prezident, că mai mult în rusește numit prezident, că stă lângă Putin, Dodon, că nici numele n-ar trebui să rostim, care a declarat public, toți unioniștii trebuie lichidați fizic. Și eu am propus să-i deschidem un dosar la Haga și să-l condamnăm, depunem mărturie 150 de unioniști în total care mai suntem, și îi facem un proces, cum au fost cei din fostă Iugoslavie și așa mai departe. Fiindcă e o întâmplare tragică în acum, în zilele noastre. În loc, cele două guverne nenorocite, cum sunt, la 1 decembrie am fost la Alba Iulia, am avut în loc de congres de 3 zile, o zi ne-au luat, nu ne-au dat niciun loc de cazare, dar noi aveam un vis. Dacă nu, în 2012, la 200 de ani de la răpirea Basarabiei, nu s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. Dacă nu se întâmplase în 90-91, secolul trecut, deci, după evenimentele sângeroase de la București și de acolo, și cu adevărat așa zisă revoluție, când a fost revoluție, a fost o mișcare națională, pan-românească, care a început, de fapt, la Chișinău, chiar și cu spectacolul ăsta, cu un spectacol Decebal de Eminescu la Moscova. Asta era o parte a mișcării de eliberare națională. Nu s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat spre marea noastră tragedie nici acum, la Alba Iulia, deci anul trecut, la 1 decembrie. Desigur că noi suntem 35 de milioane români în lume. Eu simt, fiind bilingv, simt cumva mai întortocheat limba română și toate sensuri. Poate sunt prea rusificat. Eu tot așa vorbesc și în rusește. Vă asigur, dacă veniți la Moscova sau să încep, trec acum. Ia peridu na ruski jazyk, и вы все поймете или ничего не поймете, но... Când rostesc părinții, și am avut și în fața prefericitului, Daniel, această, nu obiecție, dar eu simt, mă simt nedreptățit când ajung și
români de pretutindeni. Deci este drama noastră a poporului, suntem, după ovrei, suntem cei mai risipiți în lume. De fapt, ovrei nu sunt în toate, eu am adus datele secrete de la ruși, 89 de subiecte a Federației Ruse actuale, în care nu există măcar într-un subiect a Federației din 89, exact câte cărți am și eu, acum 85, că Putin a mai tăiat câțiva subiecte a Federației. Nu există regiune îndepărtată, dincolo de cer popular sau dincolo de Ural până la Vladivostok, unde să nu fie, să nu locuiască, să nu se chinuie concetățenii de-ai noștri. Eu m-am dus datele acestea până la ultimul român, ultimul moldovean, ultimul bucovinean registrat acolo. După o înregistrare demografică secretă la ruși, ultima din 1989, că mai departe au pus punct și cu mine, că nu mai am acces la cele date, și le-am pus pe masa guvernului, a ministrului de externe, la președinți, și am rugat un singur lucru. Ce facem cu acest 1 milion de români, de concetățenii noștri? Aceștia nu sunt români de pretutindeni. Și am rugat, chiar la congres, de-a cu Dumnezeu să odihnească Adrian Păunescu, că a fost un timp președintele Congresului tuturor românilor la Alba Iulia, și când am ieșit și am cerut clarificarea acestei noțiuni de români de pretutindeni, când am spus, eu, Mihai Preblițu, scriitorul, bilin, nu înțeleg, nu este corect să rostim, inclusiv în liturghii, românii de pretutindeni. Fiindcă înțelesul meu înseamnă că românii de niciunde, de nicăieri, de peste tot și de nicăieri. Și atunci s-a ridicat în calitate de președinte al Congresului. E adevărat. Trebuie să schimbăm această formulă. Dar nu m-am înțeles nici pe fericitul Daniel. Și aici, apropo, eu sunt foarte, cum am avut cu prefericitul Teoctist, Dumnezeu să-l odihnească. Am avut două dialoguri care le-am publicat. Prima adresare către basarabieni a fost publicată în revista Moldova de acolo, cu un mare risc în două numere, încă prin 90. Și am cerut insistent. Prefericitul Daniel. Prea fericite. Pe când o vizită patriarcală în teritoriile ocupate, în Basarabia. Eu nici nu numesc Republica Moldova, că este incorrect și acolo. Să avem alte priorități. Și eu nu m-am comportat frumos, am întrerupt și am spus. În timp ce Patriarhul Rusiei, la Moscova și la întregii Rusiei, traversează în lung și în lat de câteva ori pe an. A fost de două ori pe an câțiva ani în urmă. Basarabia. A fost și în Bucovina, a fost la Cernuț. A fost chiar și la Herța. Și zic și Patriarhul Românilor, nu avem alte priorități. Și atunci eu am zis, prea fericite. În fața lui Dumnezeu. Nu putem avea alte priorități decât să ne adunăm neamul împreună. Că se moare acolo de dor de țară. Acum vor avea legile că nu fac politică, deși eu, ca scriitor, nu fac parte, n-am făcut parte nici din odiosul Partid Comunist și aici, da, eu sunt creștin, democrat, așa, de orientare. Dar se întâmplă lucruri grave. Ni se iau bucățică cu bucățică, așa cum au acaparat Crimeea. De fapt, Crimeea era a rușilor întotdeauna, de timpul Ecaterinei, dar așa după cum se procedează astăzi cu teritoriile, cu frontierele și așa mai departe, prin forța armelor, așa se continuă cu neamul nostru, cu teritoriile noastre istorice. Și aici noi, dacă vom tăcea, dacă vom, ne vom înghiți limba, ca să nu spun altfel, mai urât, nu avem dreptul. Și aici vreau să închei această parte cu Basarabia și cu Bucovina. Prin Eminescu a început lupta de eliberare națională la Chișinău și la Cernăuț și la Herța. Și noi, chiar dacă am rămas astăzi câțiva, avem copiii noștri, avem nepoți de acum, transmitem prin sânge, prin ai noștri, că această cauză nu poate fi pierdută. Eu nu voi rețin atenția domnilor voastre, nu? Această carte,
De tânguiosul glas de clopot. A fost prezentat acest arbore eminescean, dar nu s-a dat. Autorul este Aurel David, coleg de-a meu, Dumnezeu să-l ierte, a murit și el de tânăr, inclusiv și pentru că a propus Eminescu și a mai făcut și alte lucrări eminesciene. Eu un an am lucrat la Fondul Plastic la Chișinău și am fost colegi și chiar am lucrat împreună. Este volumul Ucenic la Eminescu în raft, acolo a luat Părinte Paroh astăzi, că pregătim o altă conferință în februarie, când de acum am fost anunțat 30 minute în vor aparține. Și, desigur, și piesa, eu mi-am permis să folosesc același titlu, să dau tot ce am acumulat, Eminescu și Bucovina. Piesa se numește de asemenea Tânguiosul glas de clopot. Acolo Eminescu de la vârsta de 16 ani până la vârsta de 19, tot legat de Cernăuți, de Bucovina. Și repet, chiar m-am scandalizat cu unii care tot scriu și la Călinescu, Eminescu, se uită partea. Debutul absolut al lui Eminescu a avut loc la Cernăuță. Poezia la mormântul Clarion Pumnul. Atunci nu avea nici titlu. 20 de ani am căutat Lăcrimioarele Măsăceilor prin nenorocite de arhive închise, caghebiste și așa mai departe la Cernăuță. Nu am avut acces. Abia când am primit cu mari greutăți statutul de doctorant la Moscova, la istoria teatrului, am făcut un memoriu către rectorul Universității Ucrainene de la Cernăuți și către șeful KGB-ului, că dacă ceream accesul la fondurile închise, trebuia să am două semnături. Rectorul Universității Ucrainene, Iuri Fetkovici, și șeful KGB-ului. Când am adus scrisoarea de la Moscova, de la Institutul Unional de Teatru, Luna Cearscher, ăștia au spus, slușă-i-se, tovarăși pisate. Dar eu v-am zis, пожалуйста, давайте мне право, пользоваться. Și când am intrat 6 săptămâni, n-am ieșit din fondurile secrete. Profesorul Bostan, Dumnezeu să-l odihnească, șef de catedră la Cernăuți, la acea universitate, mă întâlnea prin coridor, zice, Mihail Vasilevici, dar speriat, el fiind plânuț de două ori mai mult. Dar cum intri dumneata acolo, că eu profesor, șef de catedră, când trec lângă ușă, mă întorc să nu mă vadă că mă uit la ușa asta, că e zacrită e fond închis. Deci, domnul profesor, eu vin de la Moscova, de ce vă... A, da, Moscova, a, ești caghebist înseamnă. Ei, trebuia să accept să fiu coleglit, numit caghebist, fiindcă unde intram eu, nu intrau ceilalți. Dar până acum am încă dosare. Eu am atâtea dosare că aici am și până în 22 decembrie și nu mi se oferă. Dar am cerut și după 22 decembrie. Că eu am coborât din avion în octombrie 89 la București, trimis din Moscova. Însoțit de toți caghebiști. Până astăzi sunt întrebat cum am sosit eu, dacă nu cumva am avut o misiune în evenimentele din decembrie. Și domnul Iliescu, care eu îl respect, știu că dacă luăm din punct de vedere activității și a talentului politic, a fost cel mai hâtru și cel mai versat în toate învârtierile, ca să spun așa un cuvânt, politice. Ceilalți nu au învățat de la... Chiar acum a dat o replică când de ce trebuie închis și eu sunt aș ispăși vina ultimii ani undeva la Jelava într-o carceră, birou cu televizor, da. Deci alte sunt invitat în întâlnire la Jelava, dar am zis, nu mă duc, că e posibil după ce voi vorbi și cum voi vorbi, să fiu lăsat acolo. Pentru mai mulți ani. Că eu știu prea multe și nu prea sunt responsabil de ceea ce știu. Nu știu să folosesc diplomatic. Sunt cam dezobraznic în anumite timp. Sunt prea purtător de prea multe adevăruri și, desigur, unele le mai interpretez și eu, dar în special eu duc adevărul așa cum și dau izvorul. Eu am fost atât de bătut la cap. Vă spun ca să mai, așa, puțin să mai zâmbiți. Când am fost închis a 2 și a 3 oară la Chișinău, numai la Chișinău,
De la Moscova am fost expulzat pe Volga, dar nu pentru la Chișinău, pentru ce am scris și am pictat. Și am fost lovit cu capul de ziduri, încât după comoțele cerebrale care le-am avut, eu am ajuns la concluzie, m-a sfătuit după aceea cu specialiști, cu doc, cu psihiatri și cu chirurgi, mi s-a trezit partea aceea a creierul care de obicei e adormită. Noi avem câteva celule care... Și eu le-am mulțumit. Când mă interogau ca cheviște, spuneam, spasibă, dragie, Marie. Vă citaite, Marie, rucăpise. Citiți manuscrisele mele interzise, circulau în seamă izdat din mână în mână. Că am intrat, mă cheamă și mă uit, ce citiți? Zice, vă citim ceea ce citiți și slujăniță. Piesa mea, Cric, Bezpravo na Eco, acțiunea are loc în instituția asta psihiatrice, la spălare de creier. Și am spus, așa mi-ați spălat creierul. În loc să pierd toate circonvoluțiunile. Mie mi-au crescut ca niște cicatrice și pe voi o să vă ștergem. Nu numai creierul, din fața pământului. Băi, dar ești prea curajos. Lăsați că sunt și vești mai optimiste la început de lucru. Și aici, deci, așa mă mai opresc, fiindcă sunt prea multe de spus. În orice caz, noi cu Eminescu acolo ne-am apărat, continuăm să ne apărăm, am cunoscut personalități care s-au jertfit. Yuri Kojernikov, ofițer în Armata Roșie, în Armata Sovietică, a auzit limba română în tren, întorcându-se spre Moscova. Și s-a îndrăgostit de muzicalitatea, de felul cum a fost o clipă așa de inspirație. Încât s-a consacrat, l-am cunoscut, a murit chiar în ziua mea de naștere, la 19 octombrie, în ziua lui, împlinind 70 de ani, desigur a tras un coniac și o vodcă și s-a dus. Dar a învățat limba română și este cel mai important traducător și provocator al lui Eminescu în tot spațiul sovietic și în limba rusă. Deci. Desigur, i-am cunoscut și pe alții. Și acum avem la Universitatea Românească de la Moscova un mic grupuleț care de la zero încearcă să învețe limba română, dar ăștia sunt niște copii și niște copile care sunt acaparați de către organele secrete, după aceea trimiși la ambasadă, la noi. Eu când trec uneori țara pe bulevardul Chiseleu, zic, domnule vece, domnule vece, toți mă salută, zice, naș celălalt, omul nostru. Toți vorbesc cum mă rusește. Sunt 600 pe lângă ambasada Federației Ruse. Eu, având oficial două cetățenii, nu m-au întrebat rușii când m-au acordat-o, cetățenia română au ținut-o foarte greu, abia în 94, deci am fost primul care m-a adresat în decembrie 89, când am fost nu luat de mânuță, dar condamnat să iau primul avion, că aveam bilet dus-întors, pașaport de serviciu de la Uniunea Scriitorilor, la Moscova, și puteam să stau 3 luni. Aveam să stau până în februarie 90. M-a pescuit ambasada Uniunii Sovietice în noiembrie 89, după toate întâlnirile mele pe unde am fost, nu vă spun că acolo mi s-a făcut ai noștri, românii mei, frații, mi-au pus la dosar și cu primul avion care am avut un loc liber, am plecat spre Moscova. După aceea, desigur, de acolo, în septembrie 90, am fost din nou la București. Eminescu ne-a îndemnat să fim ceea ce suntem și ceea ce am fost. Un vieru, un cimpoi, un... Iată, tușesc, probabil cineva mă ascultă și îmi trimite niște impulsuri ca să mă, să mă opresc. E chiar să mă opresc. Dar totuși vă cer îngăduința. Aproape în toate volumele mele de versuri, sau plăchete, cum doriți să le spuneți, că sunt cam voluminoase, eu întotdeauna am început, sau la 15 ianuarie, în ultimii 20 de ani, iarna eu sunt în țară, din păcate reușesc numai 5-6 luni maxim pe an să mă aflu în țară, în rest sunt afară, inclusiv românii mă cam împing, mai pleacă de la noi că îi strici în voielile. Și eu câte un poem consacrat lui Eminescu, despre Eminescu, despre tragedia noastră, dar la statui și anul ăsta tot. Noi am început la 10 la statuia Eminescu. Și o să închei, chiar o să închei, dar chiar v-am plictisit.
Desigur, am fost cam dur și am scris și Eminescu răstignit și Eminescu împușcat, dar iată, anul trecut, celălalt an, am deschis volumul Iubirea de aproapele cu, cu un poem Eminescu decapitat. O nouă crimă fără de pedeapsă, cu un motou, relatări din mass media de la Cernăuță. În noaptea de 13 spre 14 iunie 2013, bustul poetului național Mihai Eminescu, instalat pe socul în fața Muzeului Etnografic din Hriboca, Dâncata, pe timpul regiunea Cernăuț, pentru a fi dezvelit în ziua de 15 iunie, a fost vandalizat și aruncat într-un iaz din satul Dimca. În dulcea noastră Bucovină, decapitat fără de vină, poetul trup din trupul meu, zace adânc în helșteu. Stau hoholii la ferestre, mângâind copiii, neveste, unul râde, se clizește, nu-i deranjă trista veste. În dulcea noastră Bucovină, decapitat fără de vină, pentru ei speruietoare, repetent, hâruietoare, și reșar stropit cu sânge, o bătrână amarnic plânge, bocindu-l pre limba-i veche, pe poetul nepereche. În dulcea noastră Bucovină, decapitat fără de vină, vandalii chefuiesc s-amuză, căci nimeni nu-i acuză. Un bătrân pe un vârf de munte, trist cu pletele cărunte, buciumă cu dor și jale din străbunele hotare, în dulcea noastră Bucovină, decapitat, fără de vină, stau venetici în capul mesei, bagiocorind nimbul miresei. Iar clibocenii, vai de ei, niște vânduți, niște mișei, toți ca unul mor de spaimă, rămânași de tristă faimă. În dulcea noastră Bucovină, decapitat fără de vină, creștini cu inime barbare, vecini cu suflete tâlhare, au pământul cum de iartă. Bunul Dumnezeu nu-i ceartă. Pe Motrescu l-a ucis, Eminescu interzis. Din trista noastră Bucovină, el condamnat fără de vină, fără de mâini, fără de picioare, străluminat de mândrul soare, decapitat, din Cernăuți se îndreaptă către Rădăuți, din Ipotești spre București, martirul limbii românești. Vă mulțumesc!